Mai multe comisii mixte au verificat modul în care în această primăvară a fost asigurată salubritatea cursurilor de apă și s-au amenajat șanțuri ori rigole în localitățile județului Suceava. Este vorba despre trei comisii constituite din reprezentanți ai sistemului de gospodărire a apelor, Comisariatului Județean al Gărzii Naționale de Mediu, Inspectoratului pentru Situații de Urgență și Instituției Prefectului, controlele fiind făcute în toate cele 114 unități administrativ-teritoriale. Starea șanțurilor și a rigolelor de scurgere de pe raza localităților verificate sunt în general întreținute corespunzător. Unele dintre executivele locale au demarat acțiuni de decolmatare și igienizare acestora. În urma verificărilor au fost identificate deficiențe într-o localitate și mai exact la izvoarele Sucevei, pe pârâul Bobeica, s-au constatat de către comisiile care s-au deplasat în teren, depozite de deșeuri menajere, peturi, resturi vegetale, resturi de exploatare forestieră, în rigolele de scurgere aferente drumului comunal 81A. S-au dat termene de remediere a deficiențelor. La poduri și budețe, punctele critice la nivelul localităților, cu ocazia controlului, au fost monitorizate starea punctelor critice de la nivelul fiecărei localități. Astfel, în urma descinderilor, în comuna Izvoarele Sucevei a fost constatată prezența resturilor de exploatare silvică și de materiale lemnoase în albile minoră și majoră a pârâului Bobeica, pădurarul titular al cantonului silvic numărul 11 fiind avertizat cu privire la necesitatea luării cu prioritate a măsurilor de ridicare a deșeurilor în scopul asigurării scurgerii libere a apei în zona podurilor. Depozite necontrolate de resturi vegetale rezultate din toaletarea arborilor au fost depistate în Frasin, pe râul Moldova și pe râul Suha, iar în Vicovul de Sus, pe cursul Sucevei, s-a constatat existența deșeurilor menajere, resturilor vegetale și deșeurilor din construcții, în acest din urmă caz fiind dat un avertisment contravențional. În urma verificărilor punctelor critice au fost identificate deficiențe în două localități, mai exact la Vicovul de Sus, la puntea pietonală spre halta Bivolăriei. S-au constatat deșeuri menajere, resturi vegetale și deșeuri din construcții și s-a dat de către comisie un avertisment contravențional pentru eliminarea neconformităților. Aș vrea să precizez că tot în Vicovul de Sus și la puntea de la piață s-au constatat de altfel două rampe de acces în care cetățenii intrau în albe ducând gunoaie și luând balast. Am dispus în urma acestei vizite pe teren ca să desfințăm aceste rampe, care sunt și un pericol în calea apei și urmează ca săptămâna viitoare să eliminăm aceste rampe din albia râului. Pe durata controalelor nu s-au descoperit resturi de exploatare pe formațiunile torențiale din apropierea zonelor locuite. Pentru remedierea neregulilor, comisiile mixte au dispus afișarea la primăria hârtiilor cu zonele potențiale de risc la inundații, a semnificației codului de culori folosit pentru avertizările hidrometeorologice, precum și constituirea stocului minim și de mijloace și materiale de apărare împotriva revărsărilor de ape. Se impun măsuri de asigurare a funcționării sistemului local de înștiințare alarmare a salubrității tuturor cursurilor de apă, dar și de decolmatare a șanțurilor și rigolelor din cele 114 unități administrativ-teritoriale din județul Suceava.